seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Comisia Europeană a aprobat astăzi acordarea asistenței macrofinanciare în valoare de 150 de milioane de euro pentru țara noastră. Banii vor ajunge în Republica Moldova în următorii 2 ani. Trei mașini au fost mistuite de flăcări noaptea trecută după ce un individ ar fi incendiat unul dintre autoturisme intenționat. Statele Unite au înregistrat în ultimele 24 de ore peste 1 milion de cazuri de infecție cu COVID-19. Între timp, o nouă variantă de coronavirus a fost descoperită în Franța. Comisia Europeană va acorda Republicii Moldova asistența macrofinanciară de 150 de milioane de euro, din care până la 30 de milioane ar urma să fie oferit sub formă de granturi, iar 120 de milioane de euro sub formă de împrumuturi pe un termen mediu, în condiții de finanțare favorabile. Banii urmează să ajungă în 3 tranșe în următorii 2 ani. Asistența microfinanciară propusă astăzi de Comisia Europeană va trebui aprobată în Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene înainte de a intra în vigoare și de a fi efectuate plăți și va însoți noul program femeii al țării aprobat la 20 decembrie 2021. Într-o postare pe Facebook, Sihriet Mureșan, președinte al Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, a scris că va face tot posibilul ca această asistență să fie adoptată cât mai rapid în Parlamentul European, iar banii să ajungă cât mai repede la Chișinău. Într-un comunicat al Comisiei Europene se spune că plățile vor depinde de progresul bun al programului cu femei și de condițiile specifice care urmează să fie convenite între Moldova și UE într-un memorandum de înțelegere. Este vorba de bună guvernare, întărirea economiei, lupta împotriva corupției, statul de drept și securitatea energetică. Reamintim că luna trecută Fondul Monetar Internațional a aprobat un program de ajutor pentru Republica Moldova prin care va finanța cu peste 590 de milioane de dolari redresarea post-pandemiei și reformele structurale pentru îmbunătățirea statului de drept și a cadrului anticorupție în următoarele 40 de luni. Noul sprijin financiar vine la scurt timp după acordarea unui grant bugetar de 60 de milioane de euro ca răspuns la criza energetică și ca parte a planului UE de redresare economică și reziliență pentru Moldova de până la 600 de milioane de euro pentru următorii 3 ani. După câteva săptămâni, timp în care au scăzut câte puțin, prețurile la carburant s-au majorat astăzi din nou, în timp ce unii șoferi spun că nu știu cum se vor descurca, alții afirmă că s-au obișnuit deja cu scumpirile din ultima perioadă și au găsit alternative, mașinile electrice. Potrivit ANRE, majorările sunt cauzate de scumpirea cotelor accizelor de la 1 ianuarie. Astăzi, benzinăriile au afișat prețuri noi la benzină și motorină. La această stație PECO din sectorul Râșcani, un litru de benzină putea fi cumpărat cu 21 de lei și 30 de bani, iar de motorină cu 17 lei și 73 de bani. Singur vă dați seama ce se întâmplă, majorările de prețuri, chestii. Asta e și normal, afectează toată lumea. Asta nu oamenii simpli. Orică vor să ne vadă, dacă și părere au, să vadă cum reacționează oamenii, să vadă pot răbda, nu pot răbda. Uitați-vă cum se fac meeting-urile prin Uniunea Europeană. Sigur că afectează. O să mergem mai puțin. Victor deține o mașină care consumă puțin și spune că scumpirile sunt justificate. Având în vedere scumpirile care au loc la nivel mondial, nu ne mai surprinde nimic, majorări vor mai fi. Asta e. Suntem jucători mici pe piața mondială și depindem tot de fluctuațiile care au loc în lumea mare. Iar Andrei susține că nu este afectat de majorări pentru că de 2 ani conduce o mașină electrică pe care o alimentează în parcarea casei. Contor care, la care deja fiecare lună o achit electricitatea în dependență de parcurs, dar în jur de 500 de lei. Pe lună. Restul, adică pe viitor, dacă nu au posibilitatea acum să-și ia ceva, din punct de vedere financiar, nu au posibilitatea să-și ia ceva mai econom, deci pe viitor să se gândească măcar la un hibrid. Potrivit ANR, prețurile noi la produsele petroliere sunt generate de majorarea cotelor accizelor prevăzută de codul fiscal al Republicii Moldova. Tot din această cauză, pentru mâine, ANR a afișat prețuri și mai mari la carburanți, care se vor scumpi cu încă 13 bani în medie. Astfel, un litru de benzină va costa 21 de lei și 43 de bani, iar motorina 17 lei și 86 de bani. În continuare, evoluțiile zilnice vor fi influențate exclusiv de nivelul cotațiilor la bursele internaționale și ratele de schimb ale monedei naționale în raport cu dolarul SUA. Odată cu topirea zăpezii, au răsărit și gropile din asfalt, zeci de cratere au apărut pe drumurile din capitală, fapt care îi nemulțumește atât pe șoferi cât și pe pietoni. Responsabilii de la primărie susțin că au început deja plombarea gropilor cu asfalt rece.
Mai nou, o gaură s-a ivit pe banda dedicată transportului public de pe strada Pușkin din sectorul centru al capitalei. Craterul are o lungime de circa 2 metri. Un crater cât drumul a răsărit și pe strada Decebal din sectorul Botanica. Zeci și sute. Și ce trebuie să facă autorități? Să ocupi mai intens de reparația străzilor. Cam fiecare an, ninsorile, adică gheața, ninsorile, condițiile climatice de iarnă agravează situația. Iar o porțiune de drum de pe strada Trandafirilor este atât de găurită încât puțin curajoși se încumetă să treacă pe acolo. Lilia spune că de mai bine de 10 ani drumul este plin de gropi care pe an ce trec devin tot mai mari. Mă zis, prigăm că козочки, ну невозможно. Одни ямы, мы уже закладывали плиткой тротуарной, но это бесполезно. Сколько они писали, сколько они сообщали в органы соответствующие, в ЖЭК, в это никто ничего не обращает внимания на это. Responsabilii de la Direcția Transport a Primăriei susțin că muncitorii au început astăzi plombarea gropilor proaspăt apărute în capitală. Ne vom străduim să fie executate cât de repede posibil pentru a evita cele posibile defecțiuni sau mici avarii pe drumurile capitale. Trei automobile au fost cuprinse de flăcări noaptea trecută în sectorul Râșcani al capitalei. O cameră de supraveghere instalată în preajmă a surprins un bărbat care se pare că a incendiat o mașină, după care focul s-a extins și la celelalte două. Alertați de martori, pompierii au intervenit, însă nu au mai putut salva vehiculele. Poliția spune că a înregistrat o plângere de la unul dintre proprietarii mașinilor afectate de foc și că a pornit o anchetă. Pompierii au fost alertați în jurul orei 3 dimineață de locatarii blocurilor de pe strada Dumitru Râșcanu din capitală. S-au auzit că niște împușcături și noi automat ne-am sculat, dar ne-am uitat la geam, n-am ieșit afară că copiii și toți locatarii au ieșit afară sau au venit pompierii, da. Erau pompieri, erau greu intrat pompierii până au ajuns aici, că accesul cam. Buhnitura și pe mine m-a speriat foarte grozav, ce poate să întâmple. Că a buhnit, într-adevăr. Și apoi eu, a doilea buhnitură, m-ați clas, că dă să văd ce se întâmplă. Zic. Și că atunci am văzut ceva, un fum. Și apoi ieșit doi oameni și am încanză, chemați, vă rog, pompieri. Imaginile de pe camerele de supraveghere instalate la un bloc de locuit din apropiere au surprins un bărbat care se plimba în jurul unuia dintre automobilele afectate, după care se vede că mașina este cuprinsă de flăcări. Automobilul care a ars complet se afla în mijlocul acestor două mașini. Acesta a fost deja ridicat, iar în urmă au rămas doar câteva bucăți arse de flăcări și mașina din stânga mea a fost avariată. Partea din față este distrusă, parbrizul este spart, iar în interior tot este ars. Purtătoarea de cuvânt de la IGSU nu a confirmat deocamdată dacă incendiul a fost provocat intenționat, iar cauza și circumstanțele urmează să fie stabilite. Încercați de la o vârstă mult prea fragedă de o boală necruțătoare, copiii diagnosticați cu leucemie de la Institutul Oncologic și au împărtășit dorința de a trăi prin desen. Eu m-am inspirat că eu să trăiesc într-o viață liberă și plăzitoare în aer. Lucrările copiilor au fost expuse în cadrul unei expoziții la o librărie din capitală. Vi le arătăm în câteva minute la știri. Omicron a lovit Statele Unite. Peste 1 milion de americani au fost diagnosticați cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Cifra este cea mai mare pe care țara a raportat-o de la începutul pandemiei și este aproape dublă față de recordul anterior stabilit cu doar 4 zile în urmă în SUA. Între timp, o nouă variantă de coronavirus a fost descoperită în Franța. Are 46 de mutații și ar putea fi mai contagioasă. Numărul zilnic de cazuri înregistrat ieri în America a fost de peste 2 ori mai mare decât cifrele înregistrate în orice altă țară. Bilanțul îngrijorător din SUA vine chiar și în condițiile în care mulți americani se bazează pe testele pe care le fac acasă, cu rezultatele care nu sunt raportate mereu autorităților. Acest lucru înseamnă că noul record este cu siguranță o subestimare, relatează Bloomberg. To see 1 million in one country in one day is mind-blowing, I think, for a lot of people. But to your point, a lot of people think this might be undercounted. What is actually out there. These are do not include a lot of the take-home self-tests that tons of people in the US are using and making decisions based about whether to go to work or not on the results of. Numărul crescând de infecții a dus la anularea unui număr mare de zboruri, la închiderea multor școli și birouri, la copleșirea spitalelor și la strangularea lanțurilor de aprovizionare. That Omicron will do its mischief and its damage over the next couple of weeks.
And then perhaps toward the end of the month and the beginning of February, we can get our arms around this virus finally. If there's not another variant that crops up somewhere in the world and comes here. Mai mulți experți cred că varianta Omicron ar putea însemna sfârșitul pandemiei de COVID-19, oferind planetei o mare parte a imunității colective. L'Omicron, on a un virus qui résiste plus à la réponse immunitaire, qui est un peu plus transmissible, mais qui est moins agressif, moins dangereux, qui provoque moins d'infections graves. Peut-être que c'est un début d'évolution du virus vers un virus plus banal tel qu'on en connaît d'autres coronavirus d'ailleurs. Peut-être est-ce le dernier variant, peut-être est-ce la dernière vague, peut-être que cette vague nous permettra d'acquérir une forme d'immunité. Premierul francez este optimist, asta în timp ce oamenii de știință sunt îngrijorați după ce în zona Marsiliei au fost descoperite 12 cazuri de infectare cu o nouă variantă a SARS-CoV-2. Aceasta are 46 de mutații, dintre care unele care o pot face mai rezistente la vaccinuri și mai contagioasă. După Israel, în Spania și în Ungaria au fost detectate primele cazuri de flurona, adică infectarea simultană cu gripă și coronavirusul SARS-CoV-2. Autoritățile spaniole spun că aceste cazuri identificate în regiunea Catalonia sunt puține și nu reprezintă o evoluție mai severă decât infectarea doar cu coronavirus. Noul coronavirus ne controlează viețile de aproape 2 ani. Deși la început de 2021 ne-am bucurat de apariția primelor vaccinuri anticovid, virusul a continuat să sufere mutații. A apărut varianta britanică, urmată de cea indiană, după care OMS le-a redenumit alfa, beta, delta, ca astăzi să ajungem la Omicron. Experții se tem să mai facă prognoze legate de când vom scăpa de pandemie. În ianuarie 2021, la un an după primul deces din cauza COVID-19, majoritatea țărilor europene trăiesc în regim de izolare. Vestea bună vine de la Agenția Europeană a Medicamentului. Vaccinurile Pfizer, Moderna și AstraZeneca au fost aprobate. Una câte una, țările din UE încep campania de vaccinare. Bravo! Primii au fost vaccinați lucrătorii din domeniul sănătății și vârstnicii cu afecțiuni medicale. Ça va? Très bien. Très bien. În martie, valul al treilea al pandemiei lovește puternic întreaga Europa. Guvernele impun restricții, iar lumea e la capătul răbdării. De vină e varianta britanică a coronavirusului, care este cu 45% mai contagioasă decât cea originală. Vaccines may be a light at the end of the tunnel. But we cannot be blinded by that light. În aprilie, din cauza variantei Delta, India trece printr-o adevărată tragedie. Zilnic sunt raportate peste 300.000 de noi cazuri de COVID, iar țara se confruntă cu o lipsă acută de oxigen. Oamenii mor în case sau pe stradă, iar crematoriile nu mai fac față. Corpurile morților sunt arse pe rug, chiar pe stradă. În iunie, varianta Delta COVID-19 provenită din India devine dominantă la nivel global, fiind cu circa 60% mai transmisibilă decât varianta Alpha depistată în Marea Britanie. Oamenii sunt îndemnați să se vaccineze, iar în iunie, Parlamentul European dă undă verde certificatului digital european cu date despre vaccinare, infecție anterioară sau test negativ pentru coronavirus. The EU Digital COVID Certificate will make it easier for EU citizens to exercise their fundamental right to free movement. The certificate, which will be free of charge, will be issued by all the member states and will have to be accepted across Europe. Treptat, certificatul devine și un permis sanitar intern către locurile publice, iar asta provoacă nemulțumirea oamenilor care ies în stradă la proteste. Treptat, restricțiile legate de coronavirus sunt ridicate în toată Europa. Pe 19 iulie, Marea Britanie iese din lockdown și marchează Ziua Libertății. Pandemia însă nu s-a terminat. În toamnă, Europa devine din nou epicentrul epidemiei. Focarul a afectat în special țările din Europa de Est, unde există un nivel scăzut de vaccinare, dar și Rusia, care înregistrează un număr record de cazuri și decese. Noua coronavirusă infecție, în tom числе, захватывă și молодое население. Это лица и 20 лет, и 25 лет. Поэтому
доступна вакцина в каждом регионе. În noiembrie, noua tulpină descoperită în Africa de Sud a primit litera greacă Omicron, iar Organizația Mondială a Sănătății a clasificat-o ca variantă de îngrijorare. How worried should we be? We need to be prepared and cautious. This is something we've been saying from the beginning of the pandemic. Not panic, because we're in a different situation today than we were at the beginning of 2020. Omicron prezintă mult mai multe mutații față de Delta, iar asta provoacă o răspândire foarte rapidă, fiind prezentă în mai toate țările lumii. Marile companii farmaceutice au anunțat deja că au un plan să-și adapteze vaccinurile. Mai grav e că pandemia nu s-a terminat, iar Omicron nu va fi ultima tulpină a SARS-CoV-2, spun experții, dar ar putea fi ultima variantă de îngrijorare. Șeful suspendat al procuraturii din sectorul Ciocana, Igor Popa, este învinuit pe 5 capete de acuzare de false în declarații. Potrivit procuraturii generale, într-unul dintre cazuri, Popa nu ar fi inclus intenționat în declarația sa de avere câteva imobile deținute de concubina sa în care cei doi locuiesc. Igor Popa a fost reținut la începutul lunii noiembrie în urma mai multor percheziții efectuate în biroul acestuia, automobilul de serviciu și la domiciliu. El este învinuit de îmbogățire ilicită care se pedepsește cu închisoare de până la 15 ani. Igor Popa a fost plasat în arest la domiciliu, iar apoi sub control judiciar. Folosirea incorrectă a produselor pirotehnice sau procurarea acestora din locuri neautorizate pot declanșa adevărate tragedii. Asta i s-a întâmplat și unui bărbat din capitală care a vrut să lanseze focuri de artificii în noaptea dintre ani, însă din motiv că nu a făcut-o corect, a rămas fără un braț. În noaptea de Revelion, în toată lumea, sunt lansate focuri de artificii, iar Moldova nu este o excepție, doar că moldovenii nu prea țin cont de faptul că produsele pirotehnice nu trebuie cumpărate din locuri neautorizate și că regulamentul de folosire a acestora trebuie respectat cu mare strictețe. Așa a făcut și un bărbat de 30 de ani din capitală care a decis să sărbătorească intrarea în noul an prin lansarea unor focuri de artificii, însă pentru că nu a făcut-o corect, acestea au explodat și i-au rănit ambele brațe. Pacientul a fost adus în stare gravă, în stare de șoc, datorită medicilor, echipelor de traumatologi, chirurgi, microchirurgi. Pacientul a fost de urgență luat în sală de operație, a fost stabilizat. Cu părere de rău, n-am putut salva membrul superior drept. Și la Tiraspol, un bărbat de 29 de ani a ajuns la spital cu traumatisme severe după ce în noaptea dintre ani o cutie cu focuri de artificii a explodat în timp ce o ținea în mâini. Specialiștii recomandă să cumpărăm articolele pirotehnice doar din magazinele autorizate și să respectăm regulile de folosire ale acestora. Внимательно изучить инструкцию на изделие, найти открытое место, площадку, чтобы не попадало ни по деревьям, ни по зданиям. Установить фейерверк на ровную поверхность, чтобы он не шатался, не перекатывался. Укрепить его с двух сторон какими-то камнями, брусками. Открыть фитиль и, не наклоняясь над изделием, его поджечь и удалиться на безопасное расстояние, которое указано на изделии. Nu doar moldovenii dau dovadă de neglijență atunci când cumpără sau folosesc produse pirotehnice. În orașul Nijni Novgorod, din Rusia, spre exemplu, în noaptea de Revelion, un individ a lansat focuri de artificii în direcția unui bloc de locuit. Filmulețul a fost postat pe rețelele de socializare, dar nu este clar dacă au fost înregistrate victime sau dacă edificiul a fost deteriorat. Comercializarea ilegală a produselor pirotehnice se pedepsește în Republica Moldova cu o amendă de până la 12.000 de lei. Turcia a început anul cu un nou șoc economic. Prețurile la electricitate și la gaze au fost majorate cu 10%, iar la produsele alimentare s-au dublat. Rata anuală a inflației a atins 36%, fiind cea mai ridicată din guvernarea de 19 ani a lui Erdogan. Lira turcească s-a prăbușit după ce liderul turc a impus scăderea dobânzilor. Inflația a urcat la 36,08% pe parcursul unui an în Turcia, un record din septembrie 2002 din cauza prăbușirii lirei turcești. Dar președintele Recep Erdogan, aflat într-o poziție incomodă la 18 luni de la alegerile prezidențiale, continuă să-și apere alegerile. Inflația este evidentă în supermarketuri. Numai în decembrie, prețurile de consum au crescut cu 13,58%, erodând și mai mult veniturile și economiile turcilor, zdruncinați de criza economică. About 15 lira, but currently the price is at about 25 lira. Basic pack of flour, I'll show you like this,
A small pack of flour last year was 6 lira, but this year it's 12 lira. That's a double. We used to buy a lot of things with 100 lira. Now we go to the market, choose two things, give 100 lira and leave. Prices are increasing so much. Our purchasing power is constantly decreasing. Lira turcească a pierdut 44% din valoarea sa anul trecut, deoarece Banca Centrală a redus ratele dobânzilor în urma presiunii lui Erdogan de a acorda prioritatea creditelor și exporturilor în detrimentul stabilității valutare și al prețurilor. A fost nevoie de aproximativ 13 lire turcești pentru un dolar ieri, comparativ cu 7,4 lire la începutul lunii ianuarie 2021 și 9,6 lire la începutul lunii noiembrie. Pentru gospodari, prăbușirea monedei se traduce prin facturi din ce în ce mai mari, țara fiind foarte dependentă de importuri, în special de materii prime și energie. Such thing is entertainment spending anymore. We don't meet up with our friends in the evening and have a coffee. We drink it at home. We do not travel. We live from home to work, from work to home. We eat one portion or even half a portion instead of two portions of food. We eat only to be satiated. We no longer consider taste. We eat from wherever it is cheaper. Our idea of good or bad brands is totally. Unii economiști prevăd că inflația ar putea ajunge până la 50% până în primăvară dacă nu se inversează direcția politicii monetare. Pentru a-și justifica politicile dezastruoase de scădere a dobânzilor, Erdogan a invocat preceptele islamului care interzic cămătăria și a spus că inflația va scădea cu voia lui Allah. Economiile turcilor ar trebui să fie păstrate în lire, în ciuda deprecierii accentuate a monedei în raport cu principalele valute, consideră președintele Turciei Recep Erdogan. Și-a exprimat dorința de a trăi prin desen. Vorbim despre copiii bolnavi de leucemie de la Institutul Oncologic din Capitală, care și-au expus lucrările în cadrul unei expoziții cu genericul Lumea în care vreau să trăiesc. Timp de o săptămână, lucrările vor putea fi admirate la o librărie din Capitală. La doar 11 ani, Margarita a devenit o adevărată învingătoare. Acum câțiva ani a fost diagnosticată cu leucemie, iar faptul că nu și-a pierdut speranța și a fost susținută mereu de părinți a ajutat-o să se trateze. Vădit emoționată, copila ne-a explicat ce a inspirat-o să-și creeze lucrările. Eu m-am inspirat că eu să trăiesc într-o viață liberă și plăzitoare în aer. Mama Margarita ne-a povestit că pasiunea pentru desen a devenit un refugiu pentru fetița ei, iar în cele mai grele momente, creioanele, acuarela și cariocile erau cei mai buni prieteni. Даже когда мы лежали в больнице, её вдохновляла и отвлекала от всех невзгод лечения именно рисование. Inițiativa de a organiza expoziția îi aparține Asociației Obștești Viață Fără Leucemie. Reprezentanții acesteia ne-au spus că prin această acțiune au vrut să încurajeze micuții de la Institutul Oncologic și să le transmită vizitatorilor dorința acestora de a trăi. Toate aceste lucrări sunt create cu ajutorul părinților, dacă vorbim de copii mai mici, copii mai mari prin ideile lor, prin viziuni, imaginația care o au ei. Micii artiști și-au semnat lucrările și-au lăsat și câte un mesaj pentru vizitatori. Organizatorii spun că doritorii vor putea să cumpere lucrarea preferată. Asociația Obștească Viața Fără Leucemie este singura din Republica Moldova care oferă suport copiilor diagnosticați cu maladii oncologice. Un pui de panda de la o grădină zoologică din Washington a profitat din plin de zăpada adunată în urma ninsorilor care au lovit Statele Unite. De 16 luni este cel mai mic dintre frații săi și a venit pe lume cu ajutorul unei proceduri de înseminare artificială, vă spunem detalii la știri. Parlamentul sud-african s-a aprins din nou la aproximativ 36 de ore după ce pompierii au anunțat că focul e sub control, flăcările au fost iarăși vizibile.
Focul a izbucnit la acoperișul clădirii, iar norul de fum putea fi observat de la distanță. Echipele de intervenție s-au folosit de macarale pentru a stinge incendiul. Construit în stil victorian, veche de 130 de ani, unde este sediul legislativului de la Cape Town, clădirea a fost grav avariată în urma incendiului de duminică. Un individ suspect a fost arestat în cadrul investigației. Nu este clar care a fost implicarea acestuia în izbucnirea incendiului și nu se știe dacă focul a fost declanșat intenționat. Bărbatul este acuzat de incendiere, pătrundere prin efracție și furt. O furtună de zăpadă cu viscol și ger s-a abătut asupra coastei de est a Statelor Unite, din Washington DC până în Chicago și chiar Florida. Au fost emise avertismente de vreme rea. Accidentele s-au ținut lanț și mii de zboruri au fost anulate. În zona afectată trăiesc peste 20 de milioane de oameni. După un sezon de sărbători marcat de temperaturi deosebit de blânde, milioane de americani s-au trezit înzăpeziți. În unele locuri, stratul de umăt a atins aproape o jumătate de metru, fără să mai punem la socoteală troienele făcute de viscol. În capitala federală, Washington DC, clădirea Capitoliului și a Casei Albe abia dacă se mai zăreau de ninsoare abundentă. Chiar și președintele Joe Biden, care a revenit în capitală după câteva zile de vacanță în Delaware, a avut probleme din cauza zăpezii. A rămas blocat pe pistă timp de 30 de minute, cât timp a fost curățată zăpada. Până la reședința oficială, Joe Biden a făcut mai bine de o oră, în condițiile în care drumul cu mașina de la aeroport până la Casa Albă durează de obicei foarte puțin. Avertizările din partea autorităților nu au întârziat să apară. Stay home, stay off the roads, allow our crews to work. And protect yourself. Zăpada însă a adus și bucurie. Zeci de persoane s-au bulgărit la National Mall din Washington. Și în statul Maryland, vremea s-a schimbat brusc după ce oamenii și-au petrecut noaptea dintre ani îmbrăcați lejer. It's a little late. Wasn't here for Christmas. Should have already been here. But we live in Maryland, so one day 70 degrees, next day 30 degrees is snowing. Cel puțin 340.000 de locuințe au rămas fără curent în Virginia și 67.000 în Maryland, după ce mai mulți copaci au căzut peste liniile de înaltă tensiune sub greutatea zăpezii. Iar locuitorii din New Jersey nu au mai văzut atât de multă zăpadă de 4 ani. We haven't had this in a while, so this doesn't surprise me. It's just annoying if you have to go somewhere. A fost vreme extremă și în California, aici zăpada măsoară peste un metru înălțime. În urma furtunilor de zăpadă, guvernatorul statului Alaska a decretat stare de urgență. Furtuna de zăpadă, dar și creșterea numărului de infectări cu varianta Omicron în rândul piloților și al însoțitorilor de bord au dus la anulări de zboruri în masă. Numai ieri au rămas la sol mii de avioane. Cele mai afectate au fost aeroporturile din Washington, Chicago și Atlanta. În timp ce în Moldova avem parte de vreme de primăvară în ianuarie, în Arabia Saudită s-a produs un fenomen rar anins abundent în mai multe regiuni ale țării, iar oamenii au dansat de bucurie. Cel mai mult a nins în orașul Tabuk, unde au fost filmate numeroase momente care au făcut ocolul rețelelor de socializare. Pe Twitter a fost postat un filmuleț în care cineva dă la o parte un strat de nisip pentru a scoate la suprafață zăpadă. Imagini comparate de mulți internauți cu cele ale unei prăjituri tiramisu. Numeroși curioși s-au deplasat în zonă pentru a admira fenomenul. Potrivit presei locale, va continua să ningă timp de câteva zile în Arabia Saudită. Sunt cele mai semnificative ninsori din zonă de după 2018. Imagini inedite la grădina zoologică din Washington. Vedete este un pui de panda care face tumbe în zăpadă. Simpaticul animal, care are 16 luni, pare să se bucure din plin de căderile masive care le-au dat bătăi de cap americanilor. Puiul de panda a fost surprins jucându-se în zăpadă și dacă anul trecut a fost destul de precaut la prima sa întâlnire cu zăpada, acum acesta s-a distrat pe cinste. El s-a născut în urma unei proceduri de înseminare artificială a mamei sale, care a avut loc în martie 2020. Zhao s-a născut în august 2020 și este cel mai mic dintre cei 4 frați, Taishan, Bao Bao și Bei Bei.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.